Și acum să trecem la treabă. Încep cu câteva statistici despre cum a performat, să spun, Nemag și comerțul online în cele 10 luni care s-au scurs până acum din 2023. Față de 2022, clienții au fost mai mulți clienți decât în 2023, mai mulți clienți decât în 2022, cu vreo 7% mai mult. Ei au comandat cu 7% mai multe produse în coș. Și în total au cumpărat cu 17% mai multe unități versus anul trecut. Clienții au cumpărat predominant produse din categorii de, noi le numim de folosință zilnică, ar fi produse pentru îngrijirea casei, cosmetice, jucării, haine, încălțăminte, cărți, cafea și băuturi. În spatele acestei creșteri de, să spun, de engagement din spate, din pe care au avut-o clienții, un driver principal a fost gama de produse de pe Emag.ro. Această gamă de produse a ajuns la 17 milioane în zilele noastre și a avut o creștere de 17 ori în ultimii 7 ani. Nu puteam, să spun, reuși această performanță fără ajutorul sellerilor din marketplace, care și ei în ultimii 7 ani au crescut de 20 de ori. În 2016 aveam în jur de 2000 de selleri, acum avem peste 45.000 de selleri activi pe platforma Emag.ro. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, am avut această întâlnire într-un setup mai muncitoresc, în depozitul Emag din Joița, și atunci v-am prezentat o automatizare pe care noi am introdus-o pentru a optimiza flow-urile. Ce am reușit cu această optimizare, cu această automatizare în 2023? Am avut o productivitate crescută. Asta e un lucru important, deoarece în e-commerce sau în retail, dacă tu reușești să scazi costurile de operare, atunci poți să oferi clienților prețuri mai bune. Și am avut o productivitate crescută. 5% mai multe angajați față de anul trecut au expediat cu 20% mai multe unități. După aceea, un alt topic foarte important, neapărat pentru noi, dar pentru tot locul, este zona de hârtie, de colete, cât carton pui în piață. Și cu ajutorul acestei automatizări, noi am expediat cu 10% mai puține ambalaje decât anul trecut. Nu în ultimul rând, această automatizare ne-a ajutat ca să ajutăm mai departe sellerii să vândă mai mult pe Emag. Prin programul Fulfillment by Emag am livrat de 3 ori mai multe produse decât anul trecut și n-am fi reușit să facem asta fără această automatizare de la Joița. După aceea, un proiect, i-aș spune, ușor controversat la momentul lansării a fost chatbotul Dana. Pentru noi în intern este foarte important, când ne uităm la interacțiunile din customer care, la câte probleme rezolvăm din prima. Dacă un client vine la tine și reclamă o chestie și tu reușești să o rezolvi din prima, ai un client mulțumit, după aceea nu mai există alte reclamații care să se facă ulterior. Și pentru noi această rezolvare din prima a solicitărilor clientilor este cheie în customer care. Iar chatbotul Dana ne-a ajutat să facem acest lucru. Dacă înainte de Dana rezolvam ca un 86% dintre solicitările clienților, acum rezolvăm aproape 98% din prima. Adică aceiași oameni reușesc să ajute clienții mult mai bine. Ce altceva ne-a ajutat să creștem în 2023? Am lansat o serie de shop-in-shop-uri. După cum am început, pe Emag sunt 17 milioane de oferte și când aduci atât de multe oferte, să-l ajuți pe client să găsească gamele de produse dorite este un mare asset, un lucru foarte valoros pe care poți să-l faci. Și pentru asta am investit în zona de search, în zona de recomandări, dar am venit și cu aceste noutăți numite shop-in-shop-uri. Și ele îi ajută pe client să găsească gamele de produse dorite. Un alt lucru important în 2023 pe care ne-am concentrat este super preț. Știm cu toții că există un efect în disposable income venit din rate mai mari la bancă, din inflație. Astfel, clienții sunt mult mai atenți la preț și vor să plătească întotdeauna prețul corect, mult mai mult decât înainte. Și am venit cu acest serviciu numit Super Preț, în care noi analizăm produsele care sunt disponibile pe Emag versus ce este disponibil în e-commerce românesc
Și acolo unde găsim un preț cu adevărat bun, îi spunem clientului, uite, ăsta e un preț bun. Facem asta pentru peste 500.000 de produse și clienții apreciază acest lucru. În ultimul rând, Genius ne-a ajutat să creștem. Clienții Genius au ajuns la aproape 600.000, iar produsele Genius, pe care aceștia le pot comanda cu livrare gratuită din EMAG, au ajuns la 10 milioane. Și să nu uităm, suntem prezenți în 3 țări, EMAG, România, Bulgaria și Ungaria. Discutăm cu o populație de aproape 35 de milioane de locuitori. Dintre aceștia, 9,7 ne-au fost clienți. Lucrăm cu 53.000 de seller la nivel regional, erau 46.000 în România, 53.000 la nivel regional și în total pe cele trei platforme avem 30 de milioane de oferte active. Și acum să trecem la subiectul principal, și anume Black Friday, pentru asta o las pe colega mea, Irina, să vă conducă. Bună! Mă bucur că ați venit astăzi aici și trebuie să recunosc că pentru mine e un moment în care mă simt norocoasă. La Black Friday am participat ca și client mult timp, 11 ani, să spunem. Acum 2 ani am venit în EMAG și asta este primul an în care sunt în fața voastră. Am și eu emoții, ca și Tudor, vă prezentăm până la urmă cel mai mare eveniment de shopping al României, dar nu doar al României, ci și al regiunii. Și aș vrea să vă povestesc cu ce ne-am pregătit pentru clienții noștri. Da, suntem nu doar în România, suntem în 3 țări. Suntem în România prezenți cu Black Friday pe 10 noiembrie, vinerea asta vă așteptăm pe toți, iar la o săptămână distanță, pe 17 noiembrie, vă așteptăm, nu chiar pe dumneavoastră, dar pe omologii voștri din celelalte țări, în Bulgaria și în Ungaria. Suntem pregătiți la un nivel mare. Salarii pe care ați văzut în marketplace, 53.000, sunt pregătiți cu oferte pentru clienți din toate cele trei țări. Astăzi vom vorbi însă despre România, iar peste o săptămână vom anunța în fiecare din cele două țări cu ce ne-am pregătit ca și ofertă. Ce înseamnă Black Friday în România? Black Friday în România înseamnă o zi. De ce e o zi? Toată lumea ne întreabă. E o zi de vânzare, dar este un an aproape sau 10 luni mai intense de pregătire. De ce facem asta? Facem asta pentru că așteptările legate de Black Friday sunt foarte mari. Când spunem că sunt foarte mari, ne uităm la studii și studiile pe care noi le urmărim fiecare an, o parte le facem noi, o parte le face piața, pentru că a devenit un eveniment foarte intens căutat, ne arată așa. Pentru unul din trei români, care nu au putut să-și permite ceva un întreg an, își pot permite acel lucru să-l ia de Black Friday. Asta pune foarte multă răspundere pe noi și ne dorim să venim către ei cu cele mai bune oferte. Am muncit mult la asta, sunt 10 luni în care am lucrat alături de partenerii noștri, dar și de sellerii din marketplace, astfel încât să putem aduce către ei cele mai bune oferte. Dar nu doar pentru clienți este un eveniment foarte mare, este și pentru seller. Pentru ei, șansa de a crește în Black Friday este foarte mare. Noi vindem cam ca într-o lună întreagă de Black Friday, ceea ce le putem oferi și lor, această oportunitate, sau o trampolină, cum îi spunem noi, de a vinde într-o zi cât vând într-o lună întreagă. Și asta doar în România. Imaginați-vă în trei țări ce pot face. Mai departe, a doua întrebare foarte mare pe care o primim, sau des pe care o primim în ultima vreme, este, mai există după 13 ani interes pentru Black Friday? Răspunsul stă tot la oameni. Și ce am aflat noi de la oameni este așa. Pe de-o parte, anul ăsta e un an în care inflația a continuat, presiunea e destul de mare pe buzunarul propriu, pe bugetul familiei, iar această presiune a făcut ca oamenii să caute mult mai mult reducerile, promoțiile, produsele ieftine la prețuri foarte mici. În același timp, Black Friday, pentru care are 13 ani, a devenit un fel de ritual, este un fel de obicei. Astfel că 8 din 10 dintre cumpărătorii din România se pregătesc de Black Friday cu 3 săptămâni înainte, iar apoi, 1 din 2 aleg produsele cu o săptămână înainte. Noi încurajăm chiar să-și aleagă produsele, să le pună în favorite și astfel să beneficieze rapid de produse, de ofertele pe care le primesc bine. Și mai mult de atât, dacă te uiți ce se întâmplă în ziua de Black Friday efectiv, adică vineri, unul din doi încep să cumpere la startul evenimentului. Și este un moment pentru care se pregătesc foarte mult, chiar unii dintre ei își iau liber o parte din zi pentru a face asta. Dacă ne uităm la intenția de cumpărare, care este un indicator pe care noi îl urmărim în fiecare an, ea a crescut.
Rândul cumpărătorilor de Black Friday a crescut de la 53% la 56% anul acesta. O creștere importantă, zicem noi, având în vedere că ea a fost pe un trend crescător de mulți ani încoace. Totodată ne uităm și la câți bani vor oamenii să cheltuie de Black Friday. Și bineînțeles că anul ăsta ne-am așteptat cu toții să fie poate mai multă grijă, mai multă atenție la bani. Ce am remarcat? Oamenii s-au pregătit, poate s-au abținut în un an întreg să cumpere produse pentru ca să poată să prindă cel mai bun preț de Black Friday. Intenția lor de a cheltui se reflectă în această sumă, 2855 de lei, pe care se așteaptă să cheltuie anul acesta, care este 11% mai mult decât anul trecut. Asta este o cifră care bate chiar și inflația pe care o cunoaștem cu toții, că a ajuns aproape de 10%. Deci da, oamenii s-au pregătit pentru acest Black Friday, sunt dispuși să cheltuie mult. De ce? Pentru a prinde cele mai bune oferte din an. Dacă ne uităm tot la ei și ce-ți doresc, categoriile lor preferate sunt în special electrocasnice. Știm asta. Asta este lucrul pe care îl așteaptă să-l cumpere de Black Friday, poate mai mult decât în restul anului, dar nu numai. Televizoarele rămân pe primul loc, o intenție de 37%, electrocasnicele mici pe același loc, pe aceeași valoare, pe locul 2. Hainele sunt o categorie care a crescut în acest top, a luat chiar fața telefoanelor mobile, să-i spunem. Oamenii își doresc mai mult să cumpere haine în acest an decât anul trecut, dar și frigiderele. Mai mult decât atât, ne-am uitat care din aceste categorii sunt trending sau au crescut cel mai mult semnificativ față de anii precedenți. Da, hainele sunt o categorie care a crescut cel mai mult ca și preferință sau intenție de cumpărare. Apoi espresoarele, ne place cafeaua și ne place să o bem acasă. Televizoarele, care sunt iarăși la o foarte mare căutare. Aragaze și apoi la egalitate, electrocasnice în general, încălțăminte și mașini de spălat vase. Ne-am mai uitat la ceva. Ne-am uitat la cât de mult Black Friday este reprezentativ pentru o populație foarte largă, așa cum este populația României. Și am comparat tinerii cu vârstnicii. Am comparat segmentul de vârstă 18-24 cu segmentul de vârstă 55-65. Și ce am aflat mi s-a părut foarte interesant. Pe de o parte, în acest top, ei au aproape aceleași categorii. Diferența pe care o vedem între categorii este între telefoanele mobile și mașinile de spălat. Preferințele se schimbă odată cu vârsta. Dar nu asta este singura diferență, ci și ponderea lor. Dacă ne uităm cât de mult își doresc să cumpere din Black Friday vârstnicii sau tinerii, vedem că la electrocasnicele mici intenția vârstnicilor este de 40%, pe când a tinerilor este pentru haine de 37%. Dar ce putem spune cu siguranță este că de Black Friday toată lumea vrea să cumpere. Toată lumea așteaptă să cumpere și când ne uităm în segmentele de vârstă chiar înaintate, vedem că și pentru ei, și pentru cei care au adoptat poate mai încet comerțul online, Black Friday este un moment în care așteaptă să cumpere ceva. Cum ne-am pregătit noi? Noi ne-am pregătit așteptând 2,5 milioane de oferte. Astăzi vă anunțăm în premieră că ne-au depășit deja așteptările sellerii din Marketplace. Avem 2,8 milioane de oferte. Le mulțumim pentru încredere și vă menționez că încă nu s-a terminat numărătoarea. Noi în continuare primim ofertele lor până aproape de ziua evenimentului. Cum ne-am pregătit din nou, pentru că asta este un subiect foarte important, reducerile. Ce reducere avem? Avem o reducere totală de peste 390 de milioane de lei. Aceste reduceri sunt calculate de noi la o bază foarte mare de oferte. După cum vedeți, din 17 milioane de oferte pe care le avem în platformă, avem 2,8 milioane de oferte deja înregistrate în site-ul de campanie. Asta înseamnă că aceste 2,8 milioane de oferte au o reducere totalizată de 390 de milioane aplicată la cel mai mic preț în ultimile 30 de zile. Și aici aș vrea să menționez, pentru că știu că există acest interes specific, noi facem cu ajutorul tehnologiei procesarea acestor oferte, astfel că ne putem asigura că regulile pe care le respectăm de preț sunt aplicate pe toate ofertele pe care le avem. Oamenii pot să fie siguri că acest preț pe care îl vor vedea este aplicat la cel mai mic preț în ultimile 30 de zile. Asta ne obligă legea, dar noi nu ne oprim aici. Mai departe, ne uităm la care din aceste oferte sunt la cel mai bun preț din an. Și anul acesta am depășit pragul de anul trecut, am ajuns la 71% față de 69% anul trecut, astfel încât putem spune acelui român din trei că a meritat să aștepte un an întreg pentru a găsi cea mai bună ofertă și va putea alege din 71% din gama pe care o punem la dispoziție.
Al doilea subiect important este cum pot plăti clienții aceste produse. Și pe lângă metodele de plată pe care le oferim în mod uzual, anul acesta am muncit de un an de zile, chiar un pic mai mult de un an de zile, am muncit destul de mult la le oferi rate cât mai accesibile și ușor de folosit. Astfel că am dezvoltat acest serviciu care se cheamă My Wallet și care este disponibil în contul de client al clienților EMAG și care se poate folosi în checkout. Atunci când vrei să plătești ceva, alegi ca metodă de plată My Wallet. Acest serviciu este disponibil în acest Black Friday pentru plata în rate fără dobândă, direct din cont. Deci oamenii nu plătesc ceva în plus pentru a se bucura de produsele pe care le-au așteptat un an de zile. El este valabil pentru 2 milioane de clienți dintre cei mai fideli, pentru că are în spate un algoritm care vede comportamentul lor și care se uită la cât de frecvent cumpără și cum se comportă ei în raport cu cumpărarea, returul și așa mai departe. Iar suma pe care o pot primi ei este de până la 4.000 de lei. Plata este un punct important, dar tot important este și livrarea. Genius, vă povesti Tudor, are astăzi peste 600.000 de clienți. Genius este din nou la ofertă de Black Friday. De ce? Pentru că pentru noi Genius reprezintă o modalitate prin care putem face foarte accesibilă cumpărarea din ce în ce mai frecventă din comerț online de pe EMAG respectiv. Noi le oferim de acest Black Friday oferta următoare. La 99 de lei un abonament anual Genius, le oferim înapoi 100 de lei în vouchere în 4 aplicații. Așa cum știți probabil de anul trecut, noi am introdus Genix în toate cele trei aplicații din grupul nostru, atât EMAG, cât și Taz, Fashion Day sau Fresh Food. Aceste vouchere pot fi folosite în fiecare din această platformă și oferta este valabilă nu doar pentru clienții care vor să-și facă un abonament nou Genius, dar și pentru cei care vor să reînnoiască. Deja baza noastră de clienți este destul de mare și le oferim și lor această posibilitate de a cumpăra cu ofertă un nou abonament, deci de a-și reînnoi abonamentul. Concret, care sunt ofertele? Știu că vă așteptați să vedeți niște exemple. Ele sunt, da, doar câteva exemple, pentru că gama este într-adevăr foarte largă. Și o să încep cu ceea ce au început și oamenii, topul preferințelor, respectiv televizoarele. Am adus în plus față de anul trecut încă 20.000 de televizoare, astfel încât să răspundem așteptărilor în creștere ale clienților. Am adus mai multe electrocasnice mici cu 140.000 față de anul trecut, ajungând la 300.000. Vom avea multe produse fresh, respectiv jumătate de milion, cu 150.000 mai mult decât anul trecut. Vom avea smartphone-uri și gadget-uri 250.000, un sfert de milion, iarăși într-o creștere, cu creștere semnificativă față de anul trecut. Laptopuri și echipamente, 80.000, aproape dublu față de anul trecut. Dar nu doar atâta, ci categoria de frecvență despre care vă povestea Tudor mai devreme se reflectă și în oferta EMAG. Avem peste 2 milioane de produse de îngrijire cosmetice pentru femei, pentru copii, pentru întreaga familie. Avem 80.000 de frigidere și mașini de spălat pentru toate grupele de vârstă, mai multe decât anul trecut. Și avem peste 500.000 de produse pentru casă și grădină, adică cu 200.000 față de anul trecut mai mult. Avem și produse speciale, v-am obișnuit cu ele. În fiecare an ne întrebăm oare ce o să mai aducem de Black Friday în EMAG. Cred că am trecut prin toate posibilitățile, dar în continuare aducem lucruri noi. De exemplu, anul trecut am văzut că foarte bine au prins biletele de avion, respectiv voucherele de reducere la biletele de avion, așa că anul acesta o să avem chiar și mai multe cu reducere de 50%. Mai mult decât atât, alt lucru care a crescut în ultima vreme, pentru doamne mai ales, sunt tratamentele corporale, remodelarea corporală, epilare definitivă, înfrumusețare, de toate felurile. Ei bine, în Black Friday avem o reducere foarte mare, de minus 50%, chiar și la astfel de tipuri de tratamente. Așteptăm doamnele să se bucure de ele. Apoi, continuăm cu partea de turism. Anul acesta, probabil că ați văzut cu toții că românii au vrut să călătorească, fie în țară, fie în afara țării. În momentul de față, în oferta noastră, sunt peste 39.000 de nopți de cazare în România, atât la mare cât și la munte, în toate zonele țării, cu până la 60% reducere. Și zona auto este interesantă. Avem 139 de mărci auto, avem și mărci noi, față de anul trecut. Am adus modele care cred că vor gâtila domnii și vor crea foarte mult interes din partea lor. Dar nu doar atâta. Pe lângă cele 100 de mărci de mașini, avem 27 de mărci de motociclete, scutere, ATV-uri, jet ski-uri, mărci cu motor și orice alte vehicule motorizate pe care le puteți găsi în gama noastră. În continuare avem aur
Și în continuare avem carne de porc, mult mai multă decât anul trecut, pentru că oamenii, da, vor să o cumpere. Asta este pe scurt, astea sunt pe scurt câteva din exemplele pe care le aducem anul acesta și multe alte noutăți pe care o să le dezvoltăm și în zilele următoare. Sunt sigură că așteptați cu toții momentul ăsta. Ne-am gândit și noi unde să ne așteptăm că va fi Black Friday anul acesta și ne așteptăm la 680 de milioane de lei vânzări. Anul trecut am avut 644 de milioane, deci avem de o creștere importantă și din ce am văzut până acum în intenția de cumpărare, precum și modul în care ne-am pregătit cu oferta, credem că vom atinge această cifră. Mai mult decât atât, promisiunea noastră de livrare pentru oameni, pentru că ăsta este un subiect important, este 24 noiembrie. Până la 24 noiembrie ne propunem să livrăm toate pachetele comandate de Black Friday, cu o mențiune și anume faptul că majoritatea se vor livra în primele zile după Black Friday. Dar am setat acest termen pentru a fi sigur că putem ajunge în cele mai îndepărtate zone ale țării și în zonele noi în care oamenii așteaptă la fel de mult Black Friday ca și în zonele centrale. Cum ne pregătim de Black Friday? Probabil că știți deja care este obiceiul, care este ritualul. Noi am inventat un ghid. Ghidul ajută clienții să poată să comande repede, să prindă cele mai bune oferte. Și ghidul nostru are câțiva pași. Pe de o parte, aplicația. Noi știm că anul trecut, peste 83% din comenzi au fost de pe mobil. Ca să te bucuri cel mai repede de ofertele noastre și ca să poți să le achiziționezi cât mai repede, dacă ai aplicația instalată și notificările pornite, vei afla primul când pornește Black Friday și vei putea comanda cel mai ușor. Genius, vă povesteam, este un alt pas care ajută. Cum ajută? Pe de o parte, primești bani înapoi în 4 aplicații dacă e oferta de Black Friday. Totodată, Genius nu este simplu. Genius este pentru întreaga familie, astfel încât poți să adaugi un membru al familiei în momentul în care ai un abonament Genius. Deja 100.000 de oameni au făcut asta și ne așteptăm să facă și mai mulți în perioada următoare. Apoi, Genius nu este doar remarc și asta este iarăși important de știut. Genius este valabil în 4 aplicații și putem spune că da, după ce te-ai bucurat de toate aceste beneficii și altele, ești un client care se bucură la maxim de comerțul online. Anul trecut, de exemplu, ca să înțelegeți de ce considerăm că este foarte important Genius, este ne-am uitat la valoarea totală a reducerilor, a economisirilor pe care le-au făcut clienții și asta a ajuns la 5 milioane de lei. Un alt lucru care ajută la cumpărarea rapidă, la prinderea celor mai bune oferte, este cardul salvat. În momentul în care ai cardul salvat în cont, merge foarte repede să poți să faci comanda și să plătești. Anul trecut, peste 63% dintre comenzi au fost plătite cu cardul. Dar nu ajută doar la asta, ci ajută și la activarea serviciului manuale, de care se pot bucura 2 milioane de clienți, așa cum v-am povestit mai devreme. Anul trecut, de exemplu, prețurile rate au crescut foarte mult datorită acestui serviciu și ne așteptăm să crească în continuare. EasyBox este o formulă de livrare rapidă, accesibilă pentru toată lumea, iar în momentul în care ai un EasyBox salvat, totul merge mult mai repede în comandă. Recomandăm clienților să facă și acest pas. Anul trecut, 51,8% dintre clienți au primit o comandă în EasyBox. Aici se termină mica noastră prezentare pentru astăzi. Vă dorim spor la cumpărături.